Știi că eu chiar cred muzica e ca un drog. Pur și simplu uiți, parcă se oprește timpul în loc, așa, știi, la anumite piese. Sigur, cu vibrație personală, clar. Bun venit, Cătălin. Salutare, ce-ai fumat? Ceva bun dacă am reacționat așa la Imagine Dragons Birds. Chiar ceva bun, să știi. Da. Da. Nu te întreb întâmplător, și eu am aceleași trăiri la muzică. Da, știi când e să păstrăm suma viciilor constante. Dacă nu, ne apucăm de altceva. Eu am o mașină veche și nici nu vreau să-mi schimb. Eu nu am o mașină, da? E ok. Mi-am dat seama că, mă rog, investițiile mașini nu sunt cele mai sănătoase și așa că o țin vorba mecanicului meu până la voucher. Dar mașina asta, vechea mea, are o calitate extraordinară pe care n-am mai regăsit-o la mașinile noi. Când a făcut-o, cine a făcut-o, i-a pus niște boxe strașnice, jur. Deci am un sistem audio mașină fără să... B-O? Nu știu ce înseamnă B-O, deci nu mă, nu mă pricep. Dar sună foarte tare. Este cea mai tare instalație muzicală pe care o am eu. Acasă n-am așa ceva. Și circul prin oraș dând muzica foarte, foarte, foarte tare. Și știi că acum la telefoanele astea, cel puțin la iPhone, există un sistem care se numește Lossless. Da. Și ăsta vine cu toată muzica. Dacă ai internet nelimitat, poți să dai drumul. Ea nu mai e comprimată, se aude foarte bine. Și dau drumul la chestia aia tare și ascult tot felul de muzică. Și zboară ușile la mașină așa, vum, vum, vum. Și exact așa fac și cu Imagine Dragons. Și mai am alte piese pe care le pun în buclă. Deci te înțeleg perfect și îți dă un sentiment atât de bine. Incredibil. Să uită lumea curioasă de pe margine. Probabil că la semafor arată ca o mașină din aia, vum, vum, vum. Așa, da. Dar imaginează-ți în autobuz, în STB să fii și să ai niște reacții la muzică. Pentru asta am doar... niște căști, da. Am niște căștile, căști, da. Și eu la fel despre am căști, căști de alea, niște doape de alea de pus în urechi. Care... Povestim, îți vând eu un pont în legătură cu căștile. Duci totul la nivelul următor, da. Da? Uh-huh. Bine, hai să vorbim despre droguri. Hai să vorbim de asta, despre droguri. Despre droguri de adevăratele, de alea ne-am adunat aici. Să vă zic că s-a întâmplat ceva în Parlament și... cred că merită să vorbim despre asta. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Avem următoarea situație. Parlamentul a adoptat o lege privind traficul și consumul de droguri, să spunem așa. Deși legea este mult mai detaliată decât v-am spus eu în momentul acesta. Proiectul, ce problemă e cu el? Proiectul a fost respins de Klaus Iohannis cu mai mulți ani în urmă. El a stat în Parlament o întreagă bucată de vreme, cred că vreo 3 ani, și a fost din nou aprobat, dar fără a se face modificările cerute de președinte. Deci clasa politică a așteptat clasa politică. Mă rog, parlamentarii au așteptat și l-au trimis înapoi la președinte, care nu-l mai poate refuza, cam cu aceleași gânduri. Ce au făcut ei? Ce le cerea președintele Iohannis? A spus, dom'le, acest proiect este foarte dur. Și vedeți că în duritatea asta a lui nu se înțelege clar dacă voi targetați sau trimiteți pedepsele astea doar către cei care fac trafic cu droguri, nu și către cei care le consumă. Vă rog, includeți acest proiect într-o strategie națională care să lupte cu drogurile și care să se concentreze asupra oamenilor care sunt victime aici. Adică mii de tineri din țara asta care într-o situație sau alta ajung să consume din interes, după care ar putea să vină dependenți. Există chiar și o critică a opoziției, mă uitam, din partea USR-ului, care spune așa, dom'le, dacă lăsați proiectul în forma asta, s-ar putea să băgăm la pușcărie toți tinerii. Aici, în 2019, când s-a discutat prima dată chestiunea asta, USR susținea acest proiect de lege, dar cum să zic, cu câteva amendamente. Și o fostă deputată USR Plus, actual neafiliată, adică asta înseamnă că e de la Reper, ca să înțeleagă toată lumea, a spus de la tribuna Parlamentului la data respectivă că legea adoptată urmărește să-i bage pe toți tinerii la pușcărie. De ce? Pentru că ea nu face o distinție foarte clară acolo unde este vorba de trafic și acolo unde este vorba de consum. Și atenție, se referă la toate drogurile. De exemplu, marihuana și cannabis sunt băgate la droguri de risc, da? Celelalte mult mai puternice sunt la droguri de înalt risc. Ce zice? Zice cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea,
ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani. E, prezența acestui deținerea acolo e cu multe semne de întrebare. Sigur că sunt, acum mă uitam pe publicații de specialitate în Libertatea, care vorbește cu un avocat și pune chiar această întrebare. Zice, dole, un tânăr care are o țigară de marihuana la el va lua 3 ani de pușcărie sau poate lua între 3 și 10 ani de pușcărie? Nu funcționează chiar așa. Adică sunt destule circumstanțe care să arate că se poate merge la limita minimă a pedepsei și oamenii să nu ajungă în pușcărie doar pentru că au fumat o țigară. Ok, da, auzi, tu crezi că e de ajuns doar o lege ca lucrurile astea să se schimbe? Nu știu. Uite, de ce te întreb? Citesc publicații din afară, da, publicații mari, cum e... Sigur, orientate către zona asta de muzică electronică, pentru că nu e așa de fiecare dată se face această asociere, poate nu întâmplătoare, dar citesc publicații precum DJ Mag, Mix Mag, da? De fiecare dată când pe piață apare o pastilă, da? Un pil nou, da? Da. Există articole făcute editoriale cu riscurile la care ești tu expus, da? Deci e un alt tip de abordare a acestui subiect. Uh-huh. Nu e doar împrăștiem prin școli niște flyere și gata, considerăm că am făcut educație din punctul ăsta de vedere. Nu, acolo se vorbește despre asta cu nume, da? Substanțe, ce conțin, care sunt reacțiile adverse, ce se întâmplă. Dacă știu de la am prieteni care locuiesc în Anglia și care au copilul, sau mă rog, acum e la mai mare la facultate, acolo, dar în timpul liceului, da, au fost chemați la școală să li se explice comportamentul copiilor în relație cu drogurile, ce presupun drogurile, ce tip de droguri sunt, da, unde, când și cum să intervii ca părinte. Adică nu adoptăm doar o lege după care sigur că vorbim de pușcărie sau îi ducem la pușcărie, pentru că atenție, aici e o despărțire foarte clară, asta o ceruse și președintele Iohannis, e o despărțire foarte clară. Sunt oameni care vând și prepară aceste droguri și astea sunt lucrurile periculoase și sunt oamenii care consumă aceste droguri și care majoritatea lor trebuie tratați ca victime. Exact, victime. Ca victime ale acestui fenomen, da? Pentru că ei aia sunt. Sigur că încep cu o plăcere, cu o prăstie, cu nu știu ce, dar pe parcurs fenomenul este desenat, de așa dependența se creează, de așa natură încât să devii o victimă în chestiunea asta. Deci ceea ce are de făcut România în zeci de mii de situații, cred, nu este să se pună la olaltă aceste două părți, ci să găsească modalitățile prin care un copil de 16, 17, 20 sau 24 de ani să-și găsească rezolvarea aici, da? Să-și găsească sănătatea în o astfel de situație. Și noi suntem o societate care, îmi pare rău să spun, dar asta e, noi suntem încă în acel punct al dezvoltării societății noastre, când nu vedem că e o problemă acolo, o problemă reală, ci e mult mai simplu pentru noi să spunem, aia, lasă-l încolo, e un drogat, știi? Exact. Chestia asta. Exact. Ori de asta trebuie să scăpăm. Ori proiectul ăsta de lege, așa cum e trimis la președinte, dacă nu este însoțit de niște legi ajutătoare care să rezolve situația victimelor, nu va rezolva nimic, nici măcar, mă rog, vor fi prinși unii, dar s-ar putea ca situația victimelor să fie mult, mult, mult mai complicată decât înainte. Ori trebuie să ai altă filozofie aici. Cred că e un subiect la care o să ne întoarcem și la România în direct. Da, mai durează până acolo. Bine, asta voiam să spun astăzi. Trebuie să știți de existența acestui lucru și exact vorba ta, trebuie ca noi să ne gândim atitudinile în mod diferit pentru ceea ce avem acum pe masă. Așa este. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați Rațiunea Zilei de la început, în scurt timp va fi disponibilă pe site-ul nostru europafm.ro și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.